de ce zicea Teo mai devreme că ne întoarcem cu ochii mari și frumoși, extrem de atenți, că o să dăm din gene și o să vă vedem și o să ne vedeți? Pentru că în cele care urmează vom discuta despre un subiect care din punctul meu de vedere e foarte important pentru toate doamnele și domnișoarele, genele false, machiajele. Egal, ce credeți? Probleme oftalmologice? Eventuale. Doamna doctor Suziana Istrate, medic primar oftalmolog, nu ne sperie. A venit să ne deschidă ochii. Da. Mai pune și noi o geană falsă uneori, când mergem la o... Cumesintrofie. La o cumetrie, că ne întâlnim cu ăla de vibrează pe aceeași treabă și atunci e păcat de Dumnezeu să nu-i fac de două ori așa. Bine ați venit, doamna doctor. Bine v-am găsit, bine, mulțumesc, bine, doamnă. Bine, în mod normal, acum să nu ne speriem, că toate femeile se machiază, toate femeile mai își pun gene, fie că vorbim de alea pentru o zi sau din alea permanente pentru, nu știu, habar n-am, o lună sau nu știu cât mai țin. Lucrurile nu sunt chiar atât de exagerate, dar... Se pot întâmpla treburi. Da, eu sunt pe partea cealaltă a problemei, în sensul că eu văd treburile care nu ne plac, din păcate. Putem să zicem că sunt sigure într-o anumită proporție și cred că toată lumea a folosit la un moment dat vorba asta. Suntem toate trei foarte frumos aranjant. Exact. Nu este un lucru rău să porți gene false atâta vreme cât le porți pentru o perioadă totuși scurtă de timp. Ce înseamnă? Părerea mea e că să ne limităm doar la evenimentele care ne trebuie aceste gene. Gândiți-vă că le lipim. Păi stai, știi cât costă? Costă 4 milioane să le pui. Stai acolo 5 ore ca apucata. Da, dar tu zici de alea de o lună de zile, zici tu. Da. Costă 4 milioane. Nu, doamna doctor zicea de alea... Nu, cum să le pui? Cum să le pun? Pe care le pui la machiaj. Când eu aș folosi mai degrabă așa decât permanent. Gândiți-vă că e ca și cum, nu știu, ne-am pune în loc de ruj un pic de lipici. Lipici, da, pentru că e adezivul ăla care trebuie da, să se... Da, totuși tutare. Se dizolvă în mucoasa conjunctivală și asta poate genera o grămadă de probleme. Noi vedem foarte multe lucruri care sunt ne la locul lor referitor la treaba asta. Mă refer la infecții care pot fi trenante la un moment dat, inflamații foarte puternice la nivelul pleoapelor. Și chiar aș atrage atenția că dacă, de exemplu, te-ai sculat dimineață și ai văzut că ai pleoapele umflate, m-aș gândi întâi la gene decât la orice alt tip de alergie. Da, da, nu te gândești la ambrozie. Vezi că ai gene și le ai de da, și le ai de ceva vreme. Uh-huh. Și așa cum discutam mai devreme, și a 501-a oară la expunere poți să devii alergică. Alergic. N-ai de unde să știi. Mm. Am o prietenă care exact așa a pățit o lungă perioadă de timp și a aplicat aceste gene și la un moment dat, după ani de zile, poc a făcut alergie, dar nu ca alergie, o nenorocire de alergie, de a stat, cred că 2 săptămâni doar pe bază de tratament. Regina regească, ce Dumnezeu, da. Că ne-a povestit în emisie, săraca. Da. Raluca Bădulescu a pățit. Raluca Bădulescu, da. Atât avea ochi. Casarmaua. Casarmaua. Și a venit cu niște ochelari de soare de libelulă. Există totuși un acest risc. Trebuie să ne gândim serios la el și trebuie să ne gândim în primul și în primul rând ce înseamnă asta. Gândiți-vă că, în afară de faptul că punem acest lipici, ele nu se pot curăța foarte bine. Așa și e. Eu în tinerețile mele mi-am pus gene. Aș fi există ipocrită. Un detergent acum. Doctor oftalmolog a purtat gene. Da, și trebuia să le curăț. Aia e. Da. E. Periuța avea mai... specială, cu periuță. Da, da. Tot și degeaba. Cine, de câte ori a folosit-o? Cum? Zi aveam, de zi, ceas de ceas. Jur, aveam detergent special dintr-un spray pe care îl frecam da? Cu un... A, păi să mă ierte Dumnezeu, când am văzut că mi-a 2 ore. Da, mai bine tot, lasă. Doamne, adică majoritatea am să nu focați. Să nu, alea și tot cu ochii. Nu, l-am scos. La ce altceva ar mai trebui să fie femeile Bravo. Atente atunci când vorbim despre partea asta de înfrumusețare? Eu personal aș fi atentă în primul și primul rând de când am fardurile deschise. De când am fardurile desfăcute. Desfăcute. Da. Știți că pe fiecare totuși scrie, un termen de expirare. Un termen de expirare. Am auzit că prafurile nu expiră niciodată. Mineralele se pare că nu, dar depinde, ele în ultima vreme sunt combinate cu alte lucruri ca să fie cât mai compacte, cât mai cremoase. Și crema aia se strică. Și crema se strică. Exact, sunt pe bază de... Deci uleiurile minerale, în general, nu se pot strica, într-adevăr. Dar totuși există combinații în ultima vreme și... Ca să stea. Pentru că dacă e minerală pură, îți pică, nu? Cam și atunci îi pui un pic de smacolină. Și zboară și asta zic. Și pui un pic de smacolină să se lichească bine. Da. Eu m-am speriat când am citit despre mascara, de exemplu, despre rimel.
că în momentul în care îl deschizi, e nou, te apuci, îl folosești, nu știi cu ce intră ochii tăi, genele tale în contact, drept urmare, se păstrează acolo. Tu ai luat rimelul, te-ai dat, ai luat... Dar de ce povestesc eu, ziceți dumneavoastră? Eu am întâlnit numeroase cazuri în care s-au contaminat cu rimelul și este primul lucru pe care îl aruncăm, adică? La o conjunctivită. Conjunctivită? Păi, ai făcut o conjunctivită, parcă nu ți s-a părut că ești chiar așa de rău. În prima zi nu simți nimic? Da, hai să mă dau totuși cu ceva și mă mai dau și a doua zi. Și între timp mai încarc o dată organismul cu alte bacterii. Dar de la ce? Din cauza faptului că rimelul are o problemă? Nu, rimelul meu? O bacterie poate rezista destul de mult pe un rimel. Și se pune acolo așa, tu nu știi? Se bagă în tub, el rămâne în tub, îi place în tub, se înflorește. Exact. Da. Vai. Și uite cum eu mi-aplic pe ochi fără să-mi dau și seama. Și nici n-aș împărți machiajele prea mult. Cu altcineva. Mamă, fică. Mai ales, nu mamă, fică. Fetele mai tinere exersează de la una la alta. Așa, uite, mi-am luat și eu. Da. Exact. Și am întâlnit suficiente cazuri în care, păi nu ai probat tu de la nu știu cine data trecută, o spune maică-sa pe copilă. Da. Dar doar un pic odată. Trebuie de multe ori. E suficient o bâtă la un carcuale. Da, nu este în regulă să ne schimbăm, să zicem așa, lucrurile mai aplicate pe pielea noastră sau pe foarte aproape de mucoasele noastre cu altcineva. Nu știu, ați schimbat batistele? De unică folosință? Nu prea. Nu. Că de aia folosim... măcar alea pe care le purtam când eram la școală, nu o dădeam la colega. Nu știu că prea... nu prea-ți venea. Țin mai exact. Minte. Da, corect. Că dacă mergem atât de departe, fix așa stau lucrurile. Fix așa stau lucrurile. Creionul dermatograf se aplică pe interiorul mucoasei? Toată lumea face asta. Își fac așa? Nu. Și să vă zic de ce. Acolo sunt niște lucruri foarte frumoase. Se numește niște glande. Meibom, eu sunt favoritele mele. Sunt niște glande care ajută la formarea filmului lacrimal, pe care noi le obstruăm dând pe ele cu negru, alb, să ne facem ochii mai expresivi, mai... Și le astupăm. Și le astupăm. Și după aia ne întrebăm de ce a făcut noi ulcior peste 3 săptămâni. N-a fost, domne, că m-am dus eu la nu știu ce petrecere și m-am dat pe interior. Și, mă rog, până m-am demachiat, a mai durat puțin. Cine știe? Deci, nu. Sunt niște glande extrem de fine, se înfundă ușor, sunt destul de greu de tratat. Da, e neplăcut. Nu cred că ne place cu un coșuleț așa la ochi. Așa că preferabil să nu. De ce? Învățăm asta atâtea tehnici de automachiaj absolut senzaționale. Care? Că nu, eu nu înțeleg așa. Nu trebuie să dai neapărat pe linia apei, ca să zic așa. Exact, dar mascara nu pot să pun că vine bacteria și mi florește în ochi. Cu de la nu pot să mă dau că ne obstruează. Cu gene false, nu așa. Alea cremoase se strică. Genele false mă ucid. Cu ce mă dau? Ne dăm cu toate, doar să ne uităm la ele. Uitați-vă la termene de garanție. Neapărat, amintiți-vă când le-am cumpărat, dacă e de pe vremea când m-am măritat și asta s-a întâmplat acum 5 ani și l-ai redescoperit, rujul ăla pe care l-am avut mireasă. Dă-i drumul la fel cum mi-ai dat drumul și unui mascara. E o investiție, într-adevăr, cumva pe termen lung în ochii tăi. Sigur că nu ți-ai dori neapărat să investești la fiecare 6 luni. Încearcă să fii prudent și nu le purta de ani de zile. Deja mai miroasele din când în când, că dacă miroase arâncet, poate ar trebui să-ți atragă atenție. Dacă un ruj miroase arâncet, dar ne place mult, 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 ce riscăm? Orice fel, formă de dermatită vă puteți imagina. Și există dermatită la nivelul buzelor, care nu este foarte funny. Ai senzația tot timpul că ai buzele uscate, ca pe sticuri. Așa-i? Și ți se exfoliază, nu cred că este în regulă. Și așa se întâmplă și la pleoape. Poți să faci dermatita pleoapelor dacă folosești o cremă, să zicem, care ți-a plăcut foarte mult și ai dat și foarte mulți bani pe ea și te dai cu puțin, puțin. Și într-adevăr pe ea scrie să o alungi peste 6 luni și tu te-ai dat cu niciun sfert de cremă. Păi da, mi-e milă să o arunc, că am dat bani pe ea. Parcă ți-e milă să o arunci, dar în realitate la a 15-a zi după aia te-ai trezit cu un ochi atâta și cu niște cojițe care te mănâncă și hai repede să vedem ce am pățit. Și eu încep și zic: scoatem tot. Când s-a început cu scoatem tot, 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 tot. Și cu ce ne spălăm? Cu ce ne demachiem? Exact. Și o luăm, introducem ca la bebeluși. Câte unul, câte unul, câte unul, să vedem la ce am făcut alergie. Dacă nu mai merge nimic, trecem la dermatocosmetice. Care sunt mai bine tolerate. Ce sunt alea? Tot așa, ceea ce găsim în farmacii.
Da, pentru că ele sunt ceva mai bine tolerate, sunt făcute special pentru piele sensibilă și multă lume, din păcate, ajunge acolo. Și așa suntem într-un mediu poluat. Nu ne mai trebuie chiar foarte multă poluare. Te gândești la bani, știi cum e. Ce se întâmplă cu ochii femeilor care seara obosite fiind nu se mai demachează? Au. Și adorm așa, o dată, de două ori, de trei ori, de patru ori. Inițial, probabil că nu foarte mare lucru, pentru că pielea, chiar dacă este mult mai sensibilă la nivelul ochilor, reușește să tolereze o perioadă de timp. Dar nu este recomandat. Gândiți-vă că o alergie rămâne o alergie pe viață. Nu putem să o rezolvăm. Adică dacă faci alergie la o anumită componentă pe care tu tot ai adăugat-o, nici măcar n-ai eliminat-o. Și e ca și cum ai lua o travă non-stop. Da, 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 da. La un dat se umple pocalul. Nu mai poți și rămânem în varianta în care nu te vei mai machia. Nu sună frumos. Ajunge în cealaltă extremă. Am o prietenă interpretă care a pățit și care nu se poate machia deloc. Este adevărat că rujurile prost folosite pot duce la ferească Dumnezeu Maica Domnului? Adică boala aia de nu-mi place mie să o zic? Pentru că am văzut, sunt prietenă cu dermatologă care îmi spunea, sora mea, incidența bolilor foarte grave la nivelul buzelor a crescut. Da. Pentru că femeile rămân rujate toată ziua. Și aici e o problemă. Pentru că te trezești, că te analizează cu un aparat special și spune, aveți o formațiune. Uh-huh. Ce facem cu formațiunea? Trebuie să o scoatem. Și să-ți umble cineva acolo nu e ca femeie vreo victorie. Da, și la ploape se întâmplă la fel. Așa. Avem și acolo formațiuni. Trebuie să ne protejăm pe cât putem. Părerea mea este că de acum încolo avem foarte multe posibilități să ne înfrumusețăm, dar avem și foarte multe posibilități să folosim lucruri care nu sunt ceea ce trebuie, deci mare atenție și la calitatea lucrurilor. Sigur că nu trebuie să cumpărăm toți produsele cu ele ultra cunoscute și foarte scumpe, dar ceva de bun simț există întotdeauna, cu siguranță, care au niște istorii în spate și niște prețuri rezonabile, dar da, se poate. Și cea mai bună prietena mea este dermatolog și îmi spune toată ziua bună ziua, nu cu dea, nu cu dea. Ți-ai dat cu dea, imediat mă vede. Deci și doctorul mai face ce zice doctorul, să știți. Da. În ceea ce privește lentilele de contact, care-i treaba cu ele? Câtă vreme le folosim? Cum le schimbăm? Cum le întreținem? Ce efecte au asupra ochilor noștri dacă nu se respectă lucrurile ca la carte? Eu sunt purtător de lentile de contact de 26 de ani. Le am la ochi. Ok. Ați întrebat persoana potrivită care iubește lentilele de contact. Ca oftalmolog, evident că am văzut și partea negativă a purtării lentilelor de contact. Dar există o rigoare și o explic rutină, pacienților. Nu? Aveți mașină? Da. Trebuie să vă duceți la ITP? Da. Da. Trebuie aveți să mai lentile spălați de contact? Puneți benzină din grup. Da. Deci, haide să avem grijă așa cum scrie la carte. Păi cum scrie la carte? Există purtătorii de lentile de contact, au chiar ghiduri de lentile de contact, a purtătorului de lentile de contact și de obicei primesc un mic ghid în care noi de obicei facem și o glumă, vedeți că data viitoare dați test din ce scrie aici. Ca să înțeleagă care sunt riscurile la care se supun. Și rigorile pe care trebuie să le... Și rigori. Și care sunt aceste rigori? Igienă. Absolut. Mi se pare normal. Am întâlnit toate formele de scoatere a lentilelor de contact. Inclusiv mă șterg întâi așa. Ai de cap. Și le iau de pe ochi. Am avut pacienți care s-au lăudat că le-au ținut în bere, de exemplu. Și n-am avut nimic. Doamne ajută! Ați avut noroc! Da, ne-am dus, pupăm toate icoanele și zicem tatăl nostru culoare și spirit. Cucare. Avem și variantele astea, dar norocul nostru că nu se pun la loc. Ok. Că se mai dizolvă și atunci arătau mai ciudat. Deci igienă în momentul în care le punem și le scoatem. Igienă. Mânuțele, cred că, nu? Da, în general nu ne atingem ochii și pacienții deja capătă, să zicem așa, purtătorii cronici un reflex. Un reflex. Nu prea ne vine să ne scărpinăm chiar la orice. Uh-huh. Și nu suprapurtarea. Ce înseamnă? În general, fiecare lentilă de contact are un timp de purtare. Pentru că imaginați-vă că ochiul respiră și pur și simplu, prin cornee și prin filmul lacrimal, la contactul cu aerul. Dacă eu am un geam care e lentila de contact, nu mai respir așa grozav. Dacă port foarte mult, practic am ținut camera ochiului destul de închisă și cam puțin oxigen. Câte ore am voie să le port?
fiecare producător are un număr de ore și este bine să-l respectăm și să nu exagerăm. Există lentile care se poartă mai puține ore, poate 8-12 ore, fiecare producător își asumă un număr de ore pentru care lentila respectivă a fost testată. Nu poți să porți o lentilă pe care scrie 8 ore, să le porți 24 și să zici că o să fii bobocel peste 3 luni. Nu o să fii bobocel. Există lentile de contact progresive, eu port ochelari progresiv. Mi. Și eu. Păi și nu trebuie pus într-o anumită ordine, că dacă le pui invers... Nu. Vă le lică ce au făcut ăștia, mamă? Nu, sunt favoritele mele, că nici eu nu mai citesc la aproape, asta e, la un moment dat. Se întâmplă oricât. Da. Lentilele progresive au un alt principiu față de ochelarii progresivi. Sunt mai ușor de tolerat de multe ori, doar că trebuie să capezi manualitatea să le pui să le scoți. Pentru cineva care n-a purtat lentile de contact și vrei să exersezi asta pe la vreun 45-50, numai când mă gândesc, mi se face rău. Dar putem încerca. Live. Le pun eu. Ok. Da, și mergeți după aceea cu ea acasă? La spital. Nu, la acasă. Merge direct la dimineața, la prima oră veniți, le puneți, spitalul de boli calme. Le scoateți. Mulțumim mult de tot, Sânziana, pentru tot. Mulțumim tare mult, da. Vedeți că lucrurile nu sunt simple și Sânziana ne va povesti probabil data viitoare când va veni ce facem când punem glitter și când pică ăla, să vezi frumusețe, că pică în sacul conjunctiv, altceva deosebit și zgârie cornea. Dar până atunci să ne liniștim, să ne îndepărtăm, să recapitulăm, ne întoarcem în 2 minute.